Te salut și îți urez bun venit la un nou videoclip. Acesta este un clip cu un alt tip de format video și dacă vă place genul ăsta de conținut, nu uitați să scrieți în comentarii și o să mai fac clipuri asemănătoare. Hai să zic o chestie. Cred că una dintre cele mai mari nevoi ale oamenilor din ziua de astăzi este speranța. Acel sentiment care practic te motivează, te face în așa fel încât să faci ceva cu viața ta. Dacă te-ai apucat de ceva și acum ești la început de drum, ei bine, ascultă-mi următoarele cuvinte pentru că ai mare nevoie de ele. Următorul lucru pe care o să ți-l spun relatează o stare de spirit pe care eu am trăit-o. Pentru o perioadă de timp pot să spun sincer că mi-a lipsit speranța și în special în acele momente lipsite de companie, momente în care mă simțeam singur și n-aveam cu cine vorbi, momente în care mă gândeam, dar nu reușeam să am o viziune stabilă în mintea mea. Nu știu dacă și tu realizezi asta, însă uneori contează foarte mult comunicarea. Să ai cu cine schimba o vorbă, să ai cu cine discuta. Chiar există studii care demonstrează asta. Există unele studii care spun că comunicarea ne menține în viață, ne menține concentrați. Pentru o perioadă de timp, mie personal mi-a lipsit comunicarea și asta se putea observa cu ușurință în rezultatele mele. Practic nu mai eram un om la fel de productiv ca înainte. Mi-a lipsit susținerea. Când am avut momente când aveam moralul la pământ, nu era nimeni acolo ca să mi-l ridice. Atunci când nu știam ce să fac, a trebuit să mă descurc singur. Nimeni nu mi-a fost alături în momentele grele. Și știu că sună a vorbă de depresiv, însă crede-mă că nu este așa. Și aici este vorba despre putere. Dacă tu ai ajuns până aici, meritele sunt doar ale tale. Efortul este al tău. Deci tu meriți toată răsplata. Și fii recunoscător pentru asta. Prietenii și-au văzut de distracții în timp ce tu munceai, în timp ce tu erai acasă și încercai să faci ceva cu viața ta, ceva măreț, de care în viitor să te bucuri și să spui că ai reușit. Crede-mă când îți zic că singur e greu, într-adevăr. E greu pentru că nu ai pe nimeni care să te ajute. Atunci când te pierzi, nu ai pe nimeni care să-ți arate direcția corectă, să-ți arate drumul. Însă e mult mai bine așa decât să stai cu un grup de oameni care practic nu au țeluri în viață. Și nu doar că nu ți arată drumul corect, ci ei merg pe bâșbâite, se duc în direcția proastă, într-o direcție care îi trântește la pământ și la un moment dat vor avea regrete, pentru că e normal. Atunci când nu ai un drum în viață, un drum corect, ceva planificat, apar regretele. Chiar era o vorbă care spunea că în viață n-ai cum să n-ai regrete, însă ceea ce trebuie tu să faci e să încerci să ai cât mai puține. De-a lungul timpului am întâmpinat o grămadă de bariere mentale și sunt sigur că da, de-a lungul timpului voi tot întâmpina astfel de bariere, însă ceea ce e mai important acum este că datorită faptului că am trecut de atâtea ori printre aceste bariere, acum îmi este foarte ușor să le depășesc. Acum totul devine mai simplu. De fapt, totul este mai simplu acum. Am început să mă cunosc mai bine pe mine și lucrurile nu mai sunt atât de complicate precum erau la început. Sincer să fiu, la început nu știam nimic. Habar n-aveam de unele chestii și mi se păreau atât de complicate. Nu cream niciodată că o să ajung la acest nivel. Nici nu puteam imagina. Dar am ajuns. Și pentru asta sunt foarte recunoscător. La un moment dat în trecut știam că gândurile, dacă nu le voi exterioriza, mă vor trânti la pământ. Bine, și chiar așa a fost. M-au trântit de câteva ori, m-au lăsat într-o stare în care nu mai aveam inspirație, creativitate și energie. Însă am reușit să depășesc și această barieră. Și acum am inventat o soluție. O soluție care probabil ar putea merge și pentru tine. N-am așteptat pe nimeni să-mi spună ceea ce ar trebui să fac pentru că îmi dădusem de mult seama că oamenilor nu le pasă de viața ta și a mea. Ci cu o mare sinceritate ți-o spun, oamenilor le pasă doar de viața lor. Ei sunt niște egoiști, pentru că așa e viața. Lumea e egoistă. Dacă tu n-ai cu ce să-i ajuți, practic ești un nimic. Lumea din ziua de astăzi a ajuns foarte egoistă. Și să revenim la soluția exteriorizării și anume, cum am reușit eu să mă exteriorizez gândurile, ca să nu mă mai las copleșit de ele. Am încercat numeroase chestii, până am găsit soluția potrivită, cea perfectă, care mi se potrivește mie personal. Și o modalitate perfectă de a-mi exterioriza gândurile a fost chiar Jurnalul de Succes. Locul unde fac artă din ceea ce simt, Poate că informațiile pe care le vezi aici nu ți se par chiar atât de profesionale, însă dacă vor fi înțelese așa cum trebuie, crede-mă că îți vor aduce o mare valoare. Din orice experiență încerc să trag o concluzie și scriu câteva pagini pe un caiet și mai apoi, după ce am finalizat acel timp destinat scrierii, pun mâna pe microfon și încep să-i dau drumul la treabă. Nu caut scuze, nu caut nimic. Sunt multe moduri de a scăpa de presiunea gândurilor, moduri prin care te poți exterioriza. Însă avem nevoie de voință. Tu ai nevoie de voință. Mulți artiști din România fac asta prin piesele lor, alții o fac printr-un format video și așa mai departe. Fiecare are modalitatea lui care funcționează pentru el, o modalitate prin care să îți exteriorizezi gândurile, să te simți liber, să nu mai fii atât de copleșit și lipsit de energie, vlagă, puteri. Dacă e să zic o chestie importantă, este că în viață trebuie să fii real. Nu încerca să-ți ascunzi adevărata ta ființă. Fă din ea o artă și, dacă e nevoie, expune-o și altora. Și mai ales dacă simți asta, fă-o din toată inima. Crede-mă că o să te simți enorm de bine. Entuziasmat de rezultatul tău și plin de energie pentru a face ceva nou. Îți spun asta pentru că așa mă simt eu după fiecare videoclip terminat. Și probabil că niciodată nu voi renunța la asta, pentru că asta este ceea ce simt. Și atunci când faci ceva ce îți place, când faci ceva ce iubești, cuvântul a renunța nici nu mai există în vocabular. E un cuvânt pe care nu-l folosești niciodată. Munca ta trebuie să facă parte din tine, așa cum face parte Jurnalul de Succes din mine. Sper că te-am ajutat cu acest video. Dacă da, nu uita de like. Pe mine mă găsești și pe Instagram. Și dacă mai vrei clipuri în acest format, nu uita să lași un comentariu. Noi ne vedem data viitoare. Salutare!